am negociat cu respectiva persoană care mi-a sunat la telefon și care a spus că este reprezentat de vânzări. Am verificat apoi societatea, pentru că a cumpărat fără TVA, trebuie verificat în sistemul FIES. Firma figura, fiind din 1991, înregistrată cu TVA suedez. Totul părea în regulă, iar bărbatul a crezut că a prins oferta vieții lui. Era la un pas să cumpere cu 65.000 de euro o mașină de câțiva ani, care nouă costă 150.000. Diferența imensă de preț nu i-a trezit nicio suspiciune. Atunci, a plătit în două tranșe suma și a așteptat. Au trecut săptămâni întregi și mașina visată n-a mai ajuns la el. Abia când a început să facă verificări mai amănunțite, a aflat că banii nu au ajuns în contul firmei din Suedia, ci la o persoană fizică. Avem, iată, un anunț pus pe internet, avem o societate care într-adevăr există, însă în spatele acelei facturi ce a fost emisă, de fapt era o altă persoană, sub numele societății reale, dar cu un cont diferit. Rămas fără mașină, a sperat ca măcar să-și recupereze banii. Banca, în afară de IBAN, nu a făcut absolut nimic în a verifica tranzacția, deși suma era destul de mare. Mi-a răspuns foarte sec. Mi-a spus că m-am adresat foarte târziu, adică pe data de 4 și deja după data de 30 noiembrie până pe data de 4 a avut timp poți să scoată banii și nu știu dacă mai are rost să continue investigația. A continuat-o el, dar nu a reușit decât să descopere cum a fost păcălit. Cei care i-au luat banii au clonat de fapt firma de vânzări și au schimbat o literă din adresa de e-mail. Show dealers. Nu există niște la asta. Automobil. Poate să, nu așa. Căutat atât în Germania, show dealer, nu apare, în Sweden, Suedia, din nou nu apare. O să încerci să cauți adresa de website-ul al lui Mark & Bill. Da? Server, this site can't be reached. Bine să verificați numele domeniului și să vedeți dacă într-adevăr există o pagină web atașată și o firmă atașată cu acel nume. Sunt foarte puține cazurile în care sumele se mai recuperează. În cazul de față, dosarul a fost mutat de la un parchet la altul. Polițiștii din Ungaria i-au transmis bărbatului rămas fără 65.000 de euro că nu au identificat persoanele care au stat în spatele fraudei.